Bine v-am găsit, dragilor, dragii mei like-ări! Haideți să vedem care este tema de astăzi. Din cauza că trăim încă foarte multe restricții în raport cu spitalele, am decis împreună cu deja prietena noastră, doamna doctor Cristina Plăișanu, specialist în medicină generală, să oferim ceva informații persoanelor care nu reușesc în această perioadă să ajungă la spital și totuși au tot felul de suferințe care nu au legătură cu pandemia. Și pentru că dânsa lucrează și într-un spital COVID și are această experiență în care trebuie să gestioneze diverse suferințe, ne-am gândit să vorbim despre riscurile automedicației, pentru că multă lume nu mai are încotro și se duce direct la farmacie și cumpără diverse medicamente pe care le folosește după ureche. Așadar, ăsta este subiectul zilei. Bine ai venit, Cristina, bine alături de noi. Vă mulțumesc din nou pentru invitație, e o onoare pentru mine. E un subiect foarte interesant pe care l-ai ales. De altfel, trebuie să ne gândim că, într-adevăr, farmaciile uneori reprezintă un loc foarte atrăgător pentru pacienți și nu numai. Ne uităm la vitrine foarte colorate, cu ambalaje foarte atrăgătoare. Dar noi trebuie mai sunt și reclamele pe TV care la un moment dat e o obișnuință de consum care, de fapt, nu e totdeauna necesară. Da. Sunt atrăgătoare aceste suplimente, dar și acele medicamente luate pur și simplu fără rețetă. Dar noi trebuie să ținem cont că ele nu întotdeauna sunt sigure. Adică e important să știm că în momentul în care intrăm într-o farmacie, nu intrăm într-un supermarket. Adică există un risc ca substanțele pe care noi ni le auto-administrăm să pună probleme. M-aș gândi aici la ajutorul farmacistului, în primul rând, pentru că el este primul care intră în contact cu bolnavul. De foarte multe ori, poate că ei nu au timpul necesar sau... iar acum, în aceste condiții, nici posibilitatea să ajungă la noi, la medici. Și atunci farmacistul cumva este primul cu care pacientul interacționează. El trebuie să aibă un rol important în educarea bolnavului, în sensul de a analiza ce probleme are acel pacient, pentru ce se adresează. Și cu siguranță, dacă pacienții au și alte afecțiuni și au și alte scheme de tratament, trebuie mai multă atenție decât la o persoană care nu are un tratament anterior. Deci, cumva, trebuie să știm exact ce fel de medicamente are pacientul acasă. Acest lucru este foarte dificil pentru că ei de multe ori nici nu au schema de tratament, nici nu au medicamentele la ei. Și atunci farmacistul cumva se hazardează în a recomanda, a face o recomandare, fără a ști efectiv istoric. Păi da, pentru că, uite, deseori vine, să zicem, fiica unei persoane în vârstă sau fiul, adică un membru al familiei, și nu știe întreaga poveste a pacientului. Vine cu o nevoie urgentă, pentru că acum, dacă oamenii nu mai pot ajunge la spital sau vorbesc la telefon cu medicul, sunt decizii care se iau rapid. Și atunci, bineînțeles că nu ai întreg tabloul persoanei. Și bineînțeles că se vorbește fracționat, adică se vorbește doar despre o problemă, dar sunt și multe ascunse. Sunt tratamente despre care se știe, pentru că se comunică prin intermediar. Da. Însă de ce facem acum subiectul? Nu pentru ca lumea să nu mai se folosească de medicamente, să nu se... n-ai cum. Însă să ia în calcul că atunci când pleacă la farmacie, eventual să-și facă o poză la schema de tratament al persoanei în suferință, să întrebe toate lucrurile. Că dacă e ceva, de exemplu, pentru inimă și tensiune și mai e și ceva la stomac și mai e și un tratament, ce știu, anxiolitic sau mai știu ce mai e. Există interacțiuni. Interacționează, da. Și efecte secundare, cu siguranță. Deci de aceea e important să știm istoricul pacientului, să știm efectiv care sunt afecțiunile pe care acesta le are, pentru că interacțiunile pot să fie deosebit de grave. Adică dacă noi, foarte mulți pacienți, de exemplu, sunt trecuți pe un tratament anticoagulant pentru diverse tulburări de rin, adică un tratament care, așa, în termeni populari, fluidifică sângele. Dar acest tratament interacționează foarte mult, de exemplu, cu medicamentele antiinflamatoare non-steroidiene, asemănătoare ibuprofenului, aspirinei. Și de aici, pe care mai toată lumea le ia. Sigur că da, pentru că ai senzația că este foarte sigur medicamentul respectiv. Nu este atât de sigur. La anumite grupe de vârstă și în combinație cu anumite medicamente poate să producă probleme deosebite. Crește riscul de infarct miocardic, accentuează riscul acesta cardiovascular, dar și riscul de hemoroidă.
hemoragii foarte grave, chiar fatale, pot să fie în asociere cu anticoagulante, deci trebuie precauție. Aș vrea să mai spun ceva, ibuprofenul, pe care sigur cu toții l-am folosit sau am avut nevoie. În anii 60 nu se punea problema să îl iei fără prescripție, deci tu nu puteai să iei fără rețetă un astfel de medicament sau similar. De fapt, nu se punea problema să iei niciun fel de medicament fără o prescripție medicală. Deja în 83, ibuprofenul este printre primele medicamente care se poate lua fără prescripție. În Marea Britanie, în 83, ei pur și simplu l-au recomandat fără prescripție. În timp, și alte medicamente s-au adăugat. Dar aș vrea să spun că, începând cu anii 2000, instituțiile importante în domeniul medical, cum ar fi Organizația Mondială a Sănătății, a reglementat această automedicație. Și se pune foarte mult accentul pe a ști cum să faci acest lucru, pentru că e importantă colaborarea cu bolnavul. El, la rândul lui, trebuie să aibă capacitatea de auto-îngrijire și automedicație. Deci este un lucru pe care lumea medicală îl acceptă. Dar sunt niște principii importante. Este foarte important ca pacientul să fie informat și să facă niște decizii într-un mod inteligent, nu aleator și nu la sfatul oricărei persoane care nu este abilitată să facă recomandări. De aceea spun, și farmaciștii sunt colegii noștri, dar ei trebuie să facă o anamneză totuși atentă. Poate nu au timp, este foarte aglomerat, dar este important să nu expunem bolnavul la riscuri. Deci lucrurile trebuie să se facă într-un mod foarte rațional și foarte inteligent. Da, pentru că se știe, cel puțin un farmacist știe din propria experiență ce medicament este periculos să interacționeze și cu alt medicament. Și cam se știe cam pentru medicament. Ce vine bolnavul. Adică mulți vin pentru analgezice, pentru că foarte mulți au dureri cronice, diverse boli care îți dau o durere. Poți să ai și migrenă, de exemplu, și multe, stresul. Foarte multe inflamatoare sunt libere de rețetă. Eu am și avut pacienți la care singura variantă ca să-mi dau seama ce tratament au a fost să-i chem cu punguța de medicamente, în să care am descoperit, sigur, și am descoperit suprapuneri de antiinflamatoare extrem de multe la pacienți la care ele sunt contraindicate, fiindcă au vârsta peste 70-75 de ani și au boli cardiovasculare. Deci oamenii nu știu, dar aceste medicamente se dau cu foarte mare precauție. Nu le luăm oricum, nu luăm în cantitate mare, nu luăm pe termen lung. Deci automedicația, eu nu aș considera-o un element negativ, ba dimpotrivă, ne ajută și ajută și sistemul medical, pentru că în același timp tu reduci din costuri și practic și numărul de pacienți care se adresează camerelor de gardă pentru probleme minore scade dacă omul știe să ia un anumit medicament pentru o problemă minoră. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont că automedicația este de încurajat la pacienții care știu ce au. De exemplu, au boli cronice, cardiologice sau alte tipuri, sau poate cutanate și știu să-și administreze singuri tratamente sau să mai jongleze cu schema, dar el știe ce diagnostic are. Deci e foarte important, aud o medicație la un pacient care știe diagnosticul și a fost precizat de către un medic și el știe exact ce probleme sunt. Și un alt aspect mai deosebit este la pacientul care nu are un diagnostic. Și practic începe să, la un moment dat, să aibă niște semne sau simptome nespecifice, oboseală, agitații, insomnii și alte lucruri pe care le putea considera minore ca pacient și începe să le autotratezi. Deci este riscant pentru că el nu își poate spune singur diagnosticul. Și atunci aceste semne nespecifice pot să ascundă o boală deosebit de gravă sau gravă sau pune probleme și el se tratează și întârzie un diagnostic corect, un tratament corect. De fapt nu se tratează, atenuează simptomele. Exact, probabil din motivul de a nu se prezenta la medic, de teamă, de știu și eu poate nu are posibilitate sau locuiește într-o zonă îndepărtată de instituții medicale. Deci asta ar fi problema. Deci problema automedicației este fapt în situația în care omul nu știe ce are, instalează niște simptome și ele pot să ascundă niște probleme grave pe care tu le tot ascunzi cu acest tratament așa ajutător. Dar de fapt nu știi ce ai, îți ameliorează niște simptome. Deci nu tratăm simptome, tratăm boală. Și ca să aflăm boala trebuie să ne prezentăm la un medic.
Asta da, deseori problemele aici se intră în conflict cu subiectul complexă. Nostru, pentru că oamenii, mai ales cei din mediul rural, oamenii care nu mai au bani sau chiar bătrâni care nu pot ieși din casă și sunt singuri, că-s copiii plecați în alte orașe, în alte țări, trebuie să se îngrijească singuri și atunci ei nici nu au această dibăcie de a căuta pe Google, de a se informa și cumva. Da, unii nici nu mai văd să citească prospectele alea mici, te uiți acolo, înțelegi, foarte dificil de interpretat. Și rămân și pe scheme vechi, care între timp s-au mai upgradat. Adică, uite, de exemplu, cineva care are 70-80 de ani și a mai trecut prin episoade, să zic, legate de probleme cardiovasculare, cumva are o schiță de tratament în cap și se duce și continuă să ia medicamente care, peste timp, poate vin cu noi probleme. Se asociază cu alte probleme decât erau acum 10 ani în viața celui senior. Noi îi chemăm pe pacienți periodic și asta și medicii de familie am observat că le recomandă bolnavilor să vină la evaluare la un specialist ca ulterior să poată să le modifice schema sau, adică nu continuă să administreze aceea schemă timp de, nu știu, un an de zile. La 3 luni, la 6 luni, în funcție de patologie, se vine la specialist și se reevaluează bolnavul. E important. Așadar, pentru această categorie, sfatul ar fi să aibă tot timpul un set de investigații medicale, adică analize plus efectuate tot periodic, ce au ca și tratament, ca rețete mai vechi și mai noi, astfel încât într-o situație de, Doamne ferește, agravare a unei suferințe, să poată cineva să intervină înțelegând cu ce tablou se confruntă. Se prezintă chiar și la farmacie. Chiar și la farmacie pot merge. Un dosar medical, că nu e nicio problemă, adică farmacistul cumva are obligația să întrebe, mai luați dacă și alte medicamente. Dacă nici farmacii n-avem, înseamnă că n-avem nimic în orașe. Farmacii sunt foarte multe. Sunt foarte atrăgătoare dar trebuie să avem mare atenție. Adică ideea este să nu încercăm să mascăm niște simptome care pot să reprezinte. Chiar cunosc cazuri, pacienți care au avut senzație de oboseală, astenie, ai fi fost înclinat să administrezi un complex de vitamine sau ceva, dar de fapt acea stare de oboseală, iritabilitate, insomnie, ascundea o anemie severă într-un context de boală malignă și atunci tu întârzi foarte mult, deci stând așa și gândindu-te, vai, dar de ce sunt eu așa obosit, hai să iau niște vitamine, întârzi prezentarea la medic și la un moment dat timpul contează foarte mult. În bolile oncologice, de exemplu, intervenția la timp e curativă, deci te poate vindeca dacă tu te prezinți la timp. Deci e bine să nu, să spun, diminuăm semnificația acestor minime simptome. Este ceva care s-a schimbat în starea ta de sănătate, trebuie să ridice niște probleme, mai ales dacă tu nu ai analize recent făcute, adică măcar în ultimul an de zile să ai un set, dacă tu de 3-4-5 ani n-ai mai avut analize de laborator, o ecografie, un minim consult, chiar și la medicul de familie, nu ne apucăm și luăm suplimente așa, pur și simplu. Da, păi din raționamente economice, farmaciile fac și acele frumoase leafleturi de promoții în care lumea, cum să spun, se înghiese, vezi 50% mai puțin și atunci îl iei. Dacă tot l-ai luat, pe urmă vezi care termen scurt de expirare, te-a pus și înghiți dacă tot ai dat banii pe el. Da. Și aici începe o mare problemă, apropo de ascunderea unor chestii, apariția unor, poate chiar și alergii, dacă tu iei ceva care nu-ți trebuie și suplimentele nutritive. Au și excipienți, de exemplu, la care poți să faci o formă de alergie o severă. O formă de alergie, da. Sau mai sunt persoane care se prezintă la dermatolog cu diverse erupții cutanate sau chiar cronice, urticarii, și nu se știe exact de ce. Și constați de fapt că el ia o pungă întreagă de suplimente, diverse plante, acum, ierburi. Datorită deci faptului, alergia era în context de toată lumea a dorit să-și crească imunitatea și ia un exces, adică toate trebuie luate un timp scurt, adică și suplimentele nutritive deci noi le luăm, dar le luăm temporar, absolut. Adică nu e, cum să zic, vitamina C super ok, dar și vitamina C are anumite riscuri, dacă tu iei vitamina C tot anul și cu concentrații din ce în ce mai nu mari. Se stochează, sau ea nu se stochează oricum în organism și excesul chiar nu are sens, nu creează depozite. Trebuie gândit, ideea este că și la vitamine m-aș gândi întâi să-mi fac un set de investigații să văd exact dacă am un deficit sau nu am un deficit, adică nu văd sensul să-mi iau un surplus, de exemplu, de vitamina D dacă eu nu am un deficit de vitamina D.
Deci nu văd motivul. Sau vitaminele B, la fel. La vârstnici, de exemplu, mai pot să dea fenomene adverse, agitație și alte probleme deosebite. Da. Suplimentele astea, vitamina C. Sau iei vitamina D iarna și cum a ieșit soarele, încete să o iei. Pui la soare, afară, te plimbi. Cu, sigur, da, cu factor de protecție. Deci... Am înțeles că și algocalminul, revenind la, da, grupele astea care sunt foarte îndrăgite, aspirine, paracetamole, toate care se iau așa analgezicele, la primul strâng, cele sunt favorite, pe primul favorite. Da, da. Uneori chiar ele însele diminuează imunitatea naturală al organismului. Algocalminul e o mare problemă. De ce? Pentru că el este foarte, sau a fost multă vreme foarte folosit ca antitermic. În primul rând scade febra și febra îți creează un mare disconfort. Bolnavul cere ceva pentru febră. Și în loc în spital, să o aprecieze că febra arată reacția, că, sigur, se că luptă corpul, organism. Da. Dar vreau să zic că din 2011 metamizol, deci substanța asta activă algocalminului, a fost pur și simplu cu mare precauție recomandat și a fost trecut pe prescripție. Deci de la un medicament care putea fi luat oricând, oricum, a fost trecut pe prescripție. Pentru că are, la un moment dat, există riscul acesta de reacție severă din punct de vedere al sistemului imunitar, în sensul de o scădere drastică a neutrofilelor, se cheamă agranulocitoză, definiție, care scade foarte mult imunitatea organismului, deci riscul foarte mare de infecții. În momentul în care faci această reacție adversă hematologică, tu ești expus la infecții severe, poate chiar letale, pentru că nu mai ai acea grupă de globule albe care să te apere, să apere organismul. Dar această reacție este rară, este o reacție rară, acum putem spune că toți vom face reacția asta. De aceea este bine să fie luat strict pe prescripție și strict pe termen scurt. Foarte scurt, da. Numai la recomandarea specialistului. Da. Personal, nici nu mai dau rețete pacienților cu așa ceva, pur și simplu administrez în spital dacă este cazul, supraveghez, vedem dacă sunt probleme. La fel și antibioticele, a fost această perioadă critică prin care și care mai este încă, în care chiar cu rețete oamenii și-au făcut provizii de tot felul de antibiotice să fie în casă, că dacă lipsește, că dacă dispare, că dacă să fie acolo, că noi în depozit. Noi românii avem în tradiție rezerva, să fie rezervele, da, de toate, de la, da, pungi de plastic până la medicamente, să fie acolo. Așa. Da. Și acum aș vrea să trecem la antibiotice, pentru că și ele sunt destul de periculoase, administrate dacă nu este nevoie de ele. Ne, da, mai vorbim că îți și reduc posibilitatea ca organismul tău să fie vindecat pe zona unde are infecția. Eu am observat de multe ori chiar, pacienții au rămas cu ideea că antibioticul te ajută dacă te dor dinții, de exemplu. Deci durerea dentară, păi am luat antibiotic, nu știu dentare, de ce, adică, da, e chestia, da, asta, da, măi, stai puțin să vedem despre ce este vorba. Nu că știu eu că pe vremea așa luam. Nu este în ordine, nu e în ordine. De ce spun? Pentru că abuzul de antibiotic îți duce la o scădere a rezistenței germenilor. În momentul în care tu ai chiar o infecție, nu o să mai aibă eficiență antibioticul. Asta vreau să spun, da. Și chestia asta e valabilă în întreaga populație. Și deci e o problemă foarte mare. De asta ne plângem de diverse infecții severe care sunt fatale. Și care nu mai răspund. Păi nu răspund dacă noi am făcut abuz. Iar acum nu există farmacie sau poate excepțional, nu știu, în orice caz, să elibereze antibioticul fără o rețetă medicală. Deci, nu, dar omul își mai face rost de rețetă. Adică probabil mai fac rost, dar uneori, nu e bine de să exemplu, le ia. Ai o extracție la stomatolog, îți iei o rețetă dublă, de o doză dublă de antibiotic, de exemplu. Da, și apoi, ți-a apart o și apoi rămâne în casă, da, și o ai acolo. Și deci românul nu se descurcă, de-aia am zis că e bine să conștientizeze. Nu înseamnă să nu-ți mai faci rezerve, nu înseamnă să nu mai ai antibiotic, adică să fie într-o extremă. Da, niciuna din extreme. Nicole. Pentru că se întâmplă chiar și se poate întâmpla chiar și un șoc anafilactic de la o da, și folosire, de exemplu, a... l-ai luat odată, n-ai dezvoltat nicio reacție, e suficient a doua oară când l-ai luat să faci șoc anafilactic și cu problemă care e foarte, foarte grav. Grav. Este, da, foarte grav, e o chestiune de terapie intensivă la care de multe ori poate nu ai rezultat. Am avut chiar la camera de gardă și copii de 14-15 ani luaseră întâmplător diverse ce găsiseră prin casă și făcuseră alergii severe, severe, adică erau într-o stare comatoasă în momentul în care au venit. O stare gravă, foarte gravă. Deci pot să fie reacții severe, reacții alergice și antibioticele dau. Noi am avut surprize și în spital. După testare, le-am făcut testare cu tanată, am văzut că nu prezintă un efect și totuși la administrarea medicamentului au făcut o formă de
alergie, nu neapărat șoc anafilactic, dar o formă de alergie care putea să fie gravă. Deci e important să nu le luăm aiurea, e important antibioticul să știm să nu luăm în exces, să nu luăm pe termen lung, pentru că produce perturbări ale florei normale a organismului, că este intestinală, că este genitală, adică noi avem anumite bacterii prietenoase care ne ajută în buna funcționare a organismului. În momentul în care iei antibioticul în exces sau poate nefondat sau nelegat de o adevărată infecție undeva, produci tulburări aici și de aici apar diverse alte probleme digestive și așa mai departe. Adică tu poți să faci și foarte rău organismului făcând un abuz de așa ceva. Știți, vorbeam într-un interviu de săptămânile trecute cu un domn doctor homeopat care vorbea chiar și despre administrarea ceaiurilor și a produselor naturopate în același mod în care noi vorbim acum despre medicamente. Pentru că dacă stăm să analizăm așa, noi din dorința de a ne proteja, folosim de la ceaiuri, picături, tincturi, tot felul de lucruri care ele fac parte din sfera tratării, nu prevenție. Adică noi nu putem să folosim în prevenție toate astea. Prevenție înseamnă cu totul altceva. Înseamnă să-mi întăresc organismul prin felul meu în care mă alimentez, respir, mă expun la aer, la exercițiu fizic, modul în care gândesc, în care mă exprim, adică toate astea îmi țin organismul într-o stare bună, pentru că starea de sănătate e starea naturală, dacă sunt să analizăm. Noi nu trebuie să facem niște eforturi. Exact. E starea de bine care e naturală. Nu e cazul să fac pentru starea mea de bine exces de nimic. Nu trebuie să previn apariția nu știu cărei chestii, luând propolis, bând ceai de sunătoare, așa adică până este. Și ceaiul de sunătoare. Au un grad de toxicitate. Nu neapărat de toxicitate, ele intervin în raport cu o suferință, în raport cu ceva care s-a schimbat în corpul tău, nu știu, până și melatonina sau lucruri care, hai zicem, nu par a fi periculoase sub nicio formă. Ei pentru că, să zicem, ai probleme cu somn. Da, trebuie să vezi ce ai problemele. Eu mai degrabă aș încerca să analizez efectiv care e problema. Cauzele. Asta este. Aici ar fi interesant. Oamenii nu înțeleg treaba asta, adică ei au impresia că suplimentul te ajută. Păi nu te ajută suplimentul, pentru că dacă tu ai tulburări de somn datorită unui stres psihologic sau știu și eu, alte probleme, stai alte de vorbă stări conflictuale. Vezi conflictul de unde începe și apoi ajută-te și cu remedii sau cu medicamente. Eu aș merge să influențez cauza, nu efectul. Da. Adică e o chestie, o nuanță foarte fină și oamenii nu înțeleg treaba asta. Am avut pacientă, a venit pentru migrene deosebit de grave și am întrebat-o, aveți tratament neurologic? Sigur că da, cel mai puternic tratament neurologic pentru migrene, care se dau într-o cutiuță două comprimate, să ne înțelegem, adică un tratament deosebit de puternic. Și constatarea mea a fost că, de fapt, ea era supra-solicitată, acasă, la serviciu, o carență cronică de somn, adică erau alte probleme. Era epuizată. Absolut. Asta era problema, nu medicamentul în sine era problema și nu abordarea unui anumit specialist, cât cumva tu singur să încerci să te temperezi ritmul de viață ca să nu ajungi să fii dependent de aceste substanțe ca să poți să dormi sau ca să poți să nu ai o migrenă și să ai o stare de confort. Că aici este problema cu această automedicație. La un moment dat noi devenim dependenți de analgezice, produse din plante care ne ajută cu anxietatea, cu somnul. Adică e o dependență nu neapărat fizică, cât psihologică. Nu, dar și fizică. Uite, de exemplu, picăturile de nas chiar dau o dependență fizică. Adică până nu pui picături în nas, nu mai se desfundă nasul, noaptea mai ales. Da. Și astea sunt lucruri care sunt în viața omului în mod curent. De zi cu zi. Și ele pot fi încet, încet înlocuite. Adică, uite, de exemplu, de la picăturile de nas până a nu le mai folosi. Tot așa, întâi vezi o cauză. Te duci la un orelist, vezi, poate sunt niște cornete pe acolo. Poate o deviație de sep, poate nu e decât în ceva capul tău problemă, ceva este o problemă undeva. Și dacă nu e o problemă gravă, poți să începi să spui picături cu apă din aceea sterilă, cum se cheamă? Da, serfiziologic. Serfiziologic, apă de mare. Sunt alte metode încet, mai puțin încet, invazive. Adică îți liniștești toxice. Dependența, dar treci pe altă chestie. Mai faci câte o infuzie, mai pui un săculeț de sare pe frunte. Adică aici poți veni și cu leacuri băbești și cu chestii. Da, dar să nu ne mai ca să ieși din dependență. Adică n-aș face
n-aș încerca să mă bazez numai pe asta. Eu sunt de principiu că cel mai bine cât mai puțin, cât mai puțin, că e vorba de schema de tratament pe care o dau bolnavilor, că e vorba de suplimente, cât mai puțin spre deloc. Uh-huh. Adică minimul necesar încât să nu creezi niciun disconfort bolnavului toată ziua să stea să ia cât un pom de medicamente. E important, adică să fie puține medicamente și bine țintite dacă sunt. Și legat de automedicație, m-aș gândi într-adevăr și m-aș baza pe bolnav în această privință, condiția ca el să fie informat și să fie capabil să înțeleagă și prospectul, și dozările, și modul de administrare, pentru că unii din ei nu înțeleg. Sunt interacțiuni cu alimentele, de exemplu, și crește riscul de efecte secundare dacă iei un medicament cu anumite alimente sau cu anumite sucuri sau, nu știu, le iei pe stomacul gol, iarăși. Deci sunt niște probleme, că trebuie să fiu sigură că bolnavul este bine, că bolnavul este bine informat, poate să înțeleagă când își administrează, cum își administrează, și atunci eu îi permit această automedicație temporar, la un anumit moment, când sigur nu poate veni la consult. Deci ori citire atentă a acelui prospect cu litere minuscule, nu știu, îți iei o lupă, găsești... E dificil, dar este salvator, pentru că vezi de multe ori în prospect scrie interacțiuni... Cu diverse. Interzise, cu aia nu, cu aia nu, și atunci, hai să zicem, te apropii de un adevăr mai mare. Da, e bine să ne informăm, Mai contează și sursa de informare, că, de exemplu, dacă citești din nu știu ce... Pe grupurile de pe Facebook, dacă citești pe grupurile de pe Facebook... Regulă. E jale, adică ce găsești acolo, în primul rând să fie un medic, cel pentru care, că acolo medic sau farmacist. Fiecare om vorbește din experiența proprie, care experiența proprie nu se regăsește la altul. Întotdeauna. Iarăși ajungem în acea situație, adică tu adică ai un tratament. Adică mi-a zis vecinul sau mi-a zis un prieten, ia uite ce bun a fost asta pentru mine. Păi bun, dar el are un anumit context. Poate el nu are factorii de risc pe care îi ai tu, adică este foarte mare, deci trebuie mare atenție, mare atenție, deci nu luăm așa că am auzit nu știu unde sau mai ales, mai e o problemă, copiii sunt, cum să spun, foarte sensibili, de exemplu, mamele mai dau suplimente la copii, diverse vitamine, nu știu, ideea este că fierul e foarte toxic, de exemplu, la copil. Poate să-i fie chiar fatal peste o anumită doză de 60 de miligrame pe kilogram corp. În fine, poate să aibă o toxicitate foarte mare, că poate să devină o adevărată otravă. Deci trebuie să înțelegem că toate aceste așa zise suplimente sau vitamine și ele au un anumit grad de toxicitate dacă nu le administrăm la doza corespunzătoare. Și pe durata corespunzătoare, sigur că nu da. Pe viață. Nu pe termen lung, nu se anunțează. Adică și toate astea se administrează, sigur, având clar dovezi că e nevoie de ele. Deci nu aș administra, aș avea foarte mare precauție, mai ales la copii, mai ales la copii. Au fost foarte mulți copii intoxicați cu suplimente de astea de fier. Deci nu e în regulă, nu e în regulă. Nu e în regulă nici pentru adulți, dar în special copiii sunt foarte sensibili. Nu mai spun de antibiotic tot timpul la mine. Deci până la urmă și cei care, să zicem, nu au cum să ajungă la medic, să caute, să stea de vorbă cu medic, măcar telefonic. Și telefonic. Am auzit că există acum tot felul de aplicații, abonamente la telemedicină. Am avut un invitat care ne-a povestit despre telefoane puse la dispoziție pentru cei cu atac de panică, pentru cei... E foarte bine. Da, da, adică încep acum să se manifeste din ce în ce mai multe posibilități pentru ca oamenii totuși să aibă cu cine să se sfătuiască, dar să fie medic, adică să fie o persoană care poate... Poate fi salvatoare. Da. Adică comunicarea, eu tot timpul am considerat că este extrem de utilă. Dar trebuie să avem grijă cu cine comunicăm. Adică nu m-aș baza pe faptul că o anumită persoană publică are foarte mulți urmăritori. Persoana respectivă nu este abilitată să discute în acel domeniu, adică nu este specialist pe acel domeniu și totuși noi ne bazăm pe indicațiile respective. Mai mult, mai e un lucru, colegi medici care profesează într-un anumit domeniu își dau cu părerea legat de medicina internă sau de cardiologie sau de infecțioase. Același lucru spun, nu cred că este cazul. Adică ne pronunțăm cumva pe domeniul nostru de expertiză. Deci este bine dacă eu sunt chirurg, de exemplu, să-mi limitez exprimările și opiniile la domeniul meu. Pentru că în asta sunt eu experimentat. Deci este foarte important. Trebuie, oamenii acum sunt foarte inteligenți, sunt informați, au acces la diverse surse de informare, dar ei trebuie să aibă și un discernământ. Deci trebuie să avem atenție, adică cine mă sfătuiește, cum mă sfătuiește și ce îl recomandă
să mă sfătuiască pe mine în ceea ce privește starea mea de sănătate, care este cea mai importantă, spun eu. Adică... Da, și mai îmi place că ai deschis subiectul ăsta, pentru că chiar am avut în epoca asta cu COVID-ul, am avut așa pe în rețelele de socializare o agitație, o părere cu un influencer care este chiar medic și care își spunea cu tărie părerea pe un domeniu, era total împotriva vaccinării, homeopatelor, naturistelor. Deci un om care, apropo de industria farma, el era vândut industriei farma. Și iarăși oamenii trebuie să înțeleagă că acești influenceri sunt pe bani. Deci toți oamenii ăștia de care ai povestit și tu mai devreme, că sunt o felul de vedete, că sunt vedete doctori, vedete așa nu știu zise, de care, nu știu, acum... au, păi, în fața publicului așa sunt, că dacă vezi o grămădeală de nu știu câte sute de mii de persoane, sigur că da, dacă tu ții în mână nu știu ce aia sau recomanzi, plus că ei sunt foarte inteligenți, adică unele recomandări sunt subtile, sunt manipulante, manipulatoare, adică nu îți bagă nimeni pe gât, vin cu exemple, vin cu testimoniale, vin cu know-how. Adică acești oameni comunicatori au influență. Sunt specializați să facă asta, însă ei, pe de altă parte, sunt și plătiți să direcționeze marele mase într-o direcție. Ceea ce spune și despre ei ceva, adică de la cei care țin în mână pungi de cartofi prăjiți până la cei care țin în mână nu știu ce medicamente și recomandă oameni. Și atunci omul face din acel medicament sau din acel produs, face vedeta lui. De ce? Pentru că mie îmi place persoana, pentru că emoțional cumpăr. Majoritatea cumpărătorilor sunt emoționale. Da. Noi tot ce cumpărăm e emoțional. E un atașament probabil. E legat de o culoare, de o reclamă, de o persoană care mi-a recomandat-o. Majoritatea cumpără emoțional, mai ales noi românii suntem pe recomandări. Dacă cu tare mi-a zis, clar e bun. Dacă cu tare a luat, clar e bun, cu tare s-a vindecat, e perfect. Și de aici încolo, iarăși pierdem legătura cu interesul propriu, cu decizia, cu intuiția și cu ceea ce sunt eu, de fapt, ca sistem. Noi suntem niște sisteme diferite. Arătăm suntem toți, într-un fel sau altul, mai la fel. Dar fiecare, suntem foarte diferiți. Fiecare avem cu alt istoric, cu alt lifestyle. Adică n-ai cum să te compari. Nu poți să uniformizezi. Nici n-ai de ce. Noi aici vorbim foarte mult despre suplimente nutritive, însă, la fel, sunt niște asocieri, sunt niște combinații, sunt niște perioade. Ca și dermatolog, uite, nu se apucă să facă peeling după ce lumea începe să se expună la soare, adică sunt perioade în care se fac anumite lucruri. Nu tot anul, nu pentru totdeauna, nu pentru că mi-a recomandat cineva care îmi place. Undeva ar trebui să ne gândim și la a doua părere. Adică uite, am o primă părere de la tine, mai studiez și eu, adică să fim puțin și autodidacți. Acum este o lume în care e mult mai mult posibil să ne informăm versus cum era acum 10 ani. Asta e un avantaj. Pe de altă parte, e și un dezavantaj dacă te îndrăgostești de părerile altora și nu îți formezi tu părerea ta analizându-ți dosarul tău medical. Personalizat. Totul trebuie să fie personalizat. Da. Adică nu pot să spun că eu sunt la fel cu o altă persoană. Categoric. Pentru că sunt diferențe în modul de viață, în stilul de viață, sunt diferențe și de la țară la țară. Fiecare bineînțeles, un anumit stil, cultura, o geografia, alimentație. Categoric, deci n-am cum să uniformizez toate astea. Da. Pe de altă parte, am spus și susțin abuzul de orice, excesul, e o problemă. Deci dacă lucrurile sunt făcute cu măsură și dacă lucrurile sunt abordate într-un mod holistic, adică m-aș gândi, bun, iau suplimentele alea, dar eu mănânc nesănătos. Mănânc fast food, mănânc, nu știu, nu fac mișcare absolut deloc, sunt sedentar. Adică sunt niște probleme, iau degeaba acele suplimente. Da. Deci de asta spun că o abordare completă, holistică a problemei e mult mai eficientă decât pur și simplu să iau că am auzit că nu știu ce vedetă recomandă sau nu recomandă niște lucruri, dar eu la mine nu fac niciun fel de schimbare, nu mă analizez, nu știu care este problema mea și ce mi-ar fi mai bun. Uh-huh. De asta e bine cumva să personalizăm lucrurile și atunci, într-adevăr, trebuie să abordăm un specialist ca să analizeze și să aibă și răbdarea să stea de vorbă cu mine, să vadă exact care e contextul. Uh-huh. E foarte important. Că nu este o singură problemă. De multe ori, pacienții au un ansamblu de factori. Deci este și acesta un aspect de ținut cont.
Bun, păi Cristina, sper că am adus puțină lumină și puțină liniște în, cu discursul nostru în fața celor care totuși nu au încotro și ajung la automedicație. I-am atenționat, am venit cu tot felul de sugestii, recomandări care sper să le fie de folos. Te mai așteptăm pe la noi. Vă mulțumesc. Să ai grijă de toți pacienții tăi și să vii cu povești interesante și data viitoare. Vouă, dragilor, vă mulțumesc din suflet dacă ne-ați urmărit și, bineînțeles, dacă vă place ce ați ascultat, împărtășiți cu prietenii voștri și faceți cât mai mult cunoscute emisiunile noastre, pentru că sunt așa ca niște mici seminarii, ca niște lecții de viață pentru sănătatea voastră și pentru a ne obișnui cu ce înseamnă educație, ce înseamnă prevenție. Să nu ajungem atât de repede la automedicație, să nu ajungem atât de repede la doctor, să realizăm că sănătatea este starea de bine cu care ne naștem și pe care trebuie uneori doar să o păstrăm. O zi minunată să aveți în continuare!